Salut! Am să vă arăt în acest tutorial cum să faceți această brățară linață. Aveți nevoie de 8 tațe, de 1 metru lungime, de 4 culori diferite, 2 din câte fiecare culoare. Va trebui să le așezați așa, în oglindă. Și voi începe din partea stângă și voi face un nod înainte. Le las deoparte, le iau pe următoarele două și fac un nod înainte. Le iau pe următoarele două, fac un nod înapoi. Și cu ultimele două fac un nod înapoi. Las prima și ultima ață deoparte. Și fac un nod înainte, înapoi. Le iau pe următoarele două și fac un nod înainte. Și apoi un nod înapoi, înainte. Le iau și pe cele de pe margine și voi începe cu un nod înapoi. Înapoi. Înainte. Și înainte. Las prima și ultima dată deoparte. Și fac un nod înapoi, înainte. Înainte. Și înainte, înapoi. Iar toate altele. Fac un nod înainte. Înainte. Înapoi. Și înapoi. Las prima și ultima ață deoparte. Și fac un nod înainte, înapoi. Înainte. Și înapoi, înainte. Iau prima și ultima dată și fac un nod înapoi. Înapoi. Înainte. Și înainte.
Las prima și ultima ață deoparte. Și fac un nod înapoi, înainte. Înainte. Și înainte, înapoi. Iau oațele de pe margine și fac un nod înainte. Înainte. Înapoi. Și înapoi. Las prima și ultima dată deoparte. Și voi face un nod înainte. Înainte. Și înapoi. Iau oațele de pe margine și fac un nod înainte. Înainte. Înapoi. Înapoi. Las prima și ultima ață deoparte și voi face un nod înainte, înapoi. Înainte. Înapoi, înainte. Iau prima și ultima ață și voi face un nod înapoi, înainte. Înapoi, înainte. Înainte, înapoi. Și înainte, înapoi. Las prima și ultima ață deoparte și fac un nod înainte, înapoi. Înainte. Și înapoi, înainte. Iau oațele de pe margine și fac un nod înapoi, înainte. Înapoi, înainte. Înainte, înapoi. Și înainte, înapoi. Las prima și ultima ață deoparte. Și fac înainte, înapoi. Înainte. Și înapoi, înainte. Iau toate ațele și fac un nod înapoi, înainte.
apoi înainte. Înainte, înapoi. Și înainte, înapoi. Las prima și ultima ață deoparte. Fac un nod înainte. Înainte. Înapoi. Iau ațele de pe margine. Și fac un nod înainte, înainte, înapoi, și înapoi. Și ultimul rând, las prima și ultima ață deoparte, fac un nod înainte, înainte și înapoi. Asta este, repetați tutorial de câte ori este nevoie. Sper că ați înțeles. Mult spor!